Bună ziua, dragi elevi! Sunt Victor Manț, profesor de informatică la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Astăzi vom avea o primă lecție legată de subprograme. Informatica se concentrează în liceu asupra a două secțiuni importante. Vorbim mai întâi despre algoritmi și structuri de date și de asemenea despre programare, care înseamnă transformarea ideilor și metodelor de rezolvare studiate în partea de algoritmică în cod care poate fi executat de un calculator. Subprogramele reprezintă un instrument important în partea de programare, de implementare a algoritmilor. Vom începe prin a prezenta un concept mai general, specific limbajelor C și C++. Vorbim despre blocuri de instrucțiuni. Un bloc de instrucțiuni este un grup format din 0 sau mai multe instrucțiuni care sunt delimitate prin acolade și se execută în totalitate sau deloc, fiind tratate de compilator ca și cum ar reprezenta o singură instrucțiune complexă. Există totuși o excepție de la această regulă. Dacă blocul conține o instrucțiune de salt necondiționat, și vorbim aici despre instrucțiunile continue, break și return, atunci e posibil ca unele instrucțiuni să nu, din cadrul blocului să nu fie executate. Blocurile pot apărea într-un program în orice loc în care este permisă apariția unei singure instrucțiuni. După acolada închisă, de la finalul blocului, nu este necesară plasarea caracterului punct și virgulă. Să vorbim puțin despre variabile. O variabilă, noțiune elementară în programare, poate fi definită ca un ansamblu format dintr-un nume sau identificator, o adresă de memorie și un tip al datelor care pot fi reținute la acea adresă. Desigur, numele trebuie să respecte regulile generale impuse identificatorilor de către limbaj. În C, spre exemplu, trebuie să conțină litere, cifre și caracterul underscore, să nu înceapă cu cifră și, evident, să nu coincidă cu unul dintre cuvintele care fac parte din vocabularul limbajului. Tipul de date poate fi un tip predefinit sau poate fi un tip creat de programator în interiorul fișierului sursă. Iar în ceea ce privește adresa de memorie, spre deosebire de celelalte două componente, aceasta ține strict, alocarea acesteia ține strict de compilator și de sistemul de operare, neavând nimic de a face cu opțiunea programatorului. În Pascal, variabilele trebuie declarate într-o secțiune specială situată înaintea blocului de instrucțiuni, fiind precedate de cuvântul rezervat var. În schimb, în C și C++, acestea pot fi declarate practic oriunde în program, fie în interiorul unui bloc de instrucțiuni, fie în afara tuturor acestor blocuri. În C și C++, variabilele locale sunt acelea care au fost declarate în interiorul unui bloc de instrucțiuni. Există o excepție, o variabilă declarată în secțiunea de inițializare a unei instrucțiuni for va fi locală blocului de instrucțiuni asociat, chiar dacă nu e declarată între cele două acolade care delimitează blocul. Variabilele globale sunt declarate în afara oricărui bloc de instrucțiuni. Variabilele globale sunt alocate într-o zonă de memorie numită segment de date și sunt accesibile din orice bloc de instrucțiuni al programului până la o instrucțiune care declară o variabilă locală acestuia cu același nume.
Variabilele globale sunt automat inițializate cu 0, null, caracterul backslash 0, false și așa mai departe în momentul declarării. Variabilele locale aparțin blocului de instrucțiuni în care au fost declarate. Domeniul lor de vizibilitate este delimitat de instrucțiunea de declarare și de sfârșitul blocului căruia îi aparțin. Zona de memorie în care sunt alocate variabilele locale poartă numele de stivă. Nu există niciun fel de garanție legată de valoarea inițială implicită a acestora. Folosirea lor înainte de inițializare este o greșeală semnalată de compilator printr-un avertisment sau warning. Aici trebuie precizat că acesta este un specific al limbajului C și desigur al C++, care permit tot felul de acțiuni riscante, cum ar fi utilizarea variabilelor neinițializate, în timp ce alte limbaje mai restrictive semnalează astfel de situații prin erori de compilare. Să urmărim un exemplu. Avem o variabilă globală X declarată în afara oricărui bloc de instrucțiuni. Aceasta este automat inițializată cu 0, ceea ce face ca instrucțiunea de la linia 9 să aibă ca efect afișarea pe ecran a valorii 0. Cum acea condiție de la linia 10 este îndeplinită, se execută blocul de instrucțiuni delimitat de cele două acolade. La linia 12 este incrementat X global. De altfel, singura variabilă X pe care o avem accesibilă în prezent. În schimb, declararea de la linia 13, declararea unei variabile locale care poartă același nume, face ca variabila X globală declarată la linia 5 să fie practic acoperită. Astfel, condiția if x diferit de 1 este îndeplinită, pentru că acel x verificat la linia 14 este x declarat la linia 13, care are valoarea 15. Prin urmare, se execută instrucțiunile blocului delimitat de acoladele de la liniile 15 și respectiv 19, se afișează X, adică 15, după care putem declara o a treia variabilă cu același nume, o variabilă locală blocului de instrucțiuni situat între liniile 15 și 19. Această variabilă este inițializată cu valoarea 100 și astfel instrucțiunea de la linia 18 va avea ca efect apariția pe ecran a valorii 100. După părăsirea acestui bloc de instrucțiuni, variabila declarată la linia 17 nu mai este accesibilă. Domeniul său de valabilitate se încheie odată cu blocul de instrucțiuni căruia aparține și astfel la linia 19 va fi afișată variabila declarată la linia 13, prin urmare pe ecran va apărea 15. În fine, la întâlnirea acoladei închise de la linia 21 și variabila X declarată la linia 13 își pierde accesibilitatea, prin urmare efectul afișării
instrucțiunii de la linia 22 este acela al afișării valorii 1 corespunzătoare acelui X declarat la linia 5. Să revenim la subprograme. Subprogramele pot fi privite ca blocuri de instrucțiuni parametrizate. Acestea trebuie definite o singură dată, putând fi apoi apelate, lansate în execuție, în diferite contexte. Utilizarea unor subprograme adecvate este un principiu important al programării, care reduce riscurile apariției unor erori de implementare. Sigur, indicat este să folosim subprograme de fiecare dată când avem de implementat operații de o anumită complexitate și care au o anumită semnificație logică. Pe de altă parte, utilizarea subprogramelor devine mai importantă atunci când aceste operații trebuie repetate. Folosirea unor subprograme evită duplicarea codului. A lua bucăți de cod și a le copia, modificând eventual anumiți parametri, este o strategie foarte riscantă. Pe de o parte, pentru că s-ar putea să nu modificăm peste tot acolo unde este necesar. Pe de altă parte, atunci când este nevoie să revenim și să facem modificări, va trebui să fim atenți și să facem modificările respective în toate zonele în care acea secvență a fost copiată. În C++, subprogramele se mai numesc și funcții. În Pascal, doar subprogramele care transmit direct un rezultat poartă acest nume, cele care nu furnizează decât indirect rezultate, numindu-se proceduri. Chiar se folosește cuvântul rezervat procedure. Să vorbim puțin despre prototipul unui subprogram. Prototipul reprezintă acea componentă care practic face diferența între un bloc de instrucțiuni oarecare și un astfel de bloc parametrizat. Acesta trebuie să conțină numele subprogramului, lista parametrilor și tipul rezultatului returnat direct, dacă este cazul. C și C++ permit de asemenea crearea unor subprograme care nu transmit niciun rezultat în mod direct. Spre deosebire de Pascal, însă acest lucru e marcat prin cuvântul rezervat void, folosit pentru tipul rezultatului returnat. În C și C++, prototipul unui subprogram respectă următorul tipar. Prima componentă este tipul rezultatului returnat. Aceasta este delimitată prin spațiu de numele subprogramului, iar între paranteze avem lista parametrilor formali. Parametrii formali trebuie precizați prin numele lor și tipul de date corespunzător. În cazul în care mai mulți parametri formali aparțin aceluiași tip, este necesar ca tipul respectiv să fie precizat pentru fiecare dintre ei, situație diferită de cea declarării unor variabile oarecare. În Pascal, prototipul unei funcții reprezintă următorul tipar. Mai întâi avem cuvântul rezervat function, apoi numele funcției și între paranteze lista parametrilor formali, două puncte și apoi tipul rezultatului returnat. Ca și în C, parametrii formali trebuie precizați prin numele și tipul lor, dar în Pascal, dacă mai mulți parametri aparțin aceluiași tip,
respectivul tip nu trebuie precizat decât o dată. Prototipul unei proceduri respectă următorul tipar. Avem mai întâi cuvântul rezervat procedure, urmat de numele procedurii și apoi lista parametrilor formali. Să urmărim câteva exemple ale unor prototipuri de funcții din C, respectiv C++. Avem mai întâi o funcție care returnează modulul unui număr complex. Tipul returnat este float, un tip real, iar parametrii sunt partea reală, de asemenea de tip float, și partea imaginară. Apoi, avem o funcție care returnează numărul de ordine al unei litere în alfabet. Această funcție transmite direct un rezultat de tip int, poartă numele număr underscore ordine și unicul său parametru este de tip char și se numește litera. În fine, avem și exemplul unei funcții void, funcție care nu transmite direct niciun rezultat. Aceasta se numește afișare divizori primi, are un parametru de tip int și, așa cum îi spune numele, efectul ei va fi afișarea pe ecran a divizorilor respectivi. Să urmărim și câteva exemple de prototipuri ale unor subprograme în limbajul Pascal. De fapt, vom urmări aceleași subprograme ca și în C, numai că de data asta, respectând sintaxa specifică, vom avea mai întâi cuvântul rezervat function, apoi numele subprogramului, lista parametrilor de tip real și, în fine, la final, tipul rezultatului returnat. Funcția număr ordine are un singur parametru cu numele litera de tip char și rezultatul returnat este integer. În fine, subprogramul care nu returnează direct niciun rezultat este procedura afișare divizori primi cu un parametru de asemenea de tip integer și așa cum vedeți, în cazul procedurii, tipul rezultatului returnat lipsește pentru simplu motiv că nu există un astfel de rezultat returnat direct. Un program poate fi privit ca un set de subprograme care interacționează. Orice fișier sursă, un fișier având extensia .c, respectiv .cpp, pentru C++, trebuie să conțină o funcție principală, funcția int main, pentru a putea produce un fișier executabil în urma compilării. Execuția va începe totdeauna cu instrucțiunile din main, urmând ca în urma invocării sau apelului altor subprograme, acestea să preia temporar controlul, fiind executate instrucțiunile proprii. Cu excepția cazurilor în care sunt folosite funcții speciale, cum este funcția exit din biblioteca standard, biblioteca standard library, programul se va încheia după executarea ultimei instrucțiuni a lui main, care în mod obișnuit este return 0. Transferul controlului între subprograme se face atunci când din blocul de instrucțiuni al unuia, subprogramul numit subprogramul apelant, este invocat celălalt numit subprogramul apelat. În Pascal, situația este oarecum diferită. Există un așa numit program principal, care are un statut diferit de cel al subprogramelor. Programul principal nu are un nume și nu are o listă de parametri. De asemenea, programul principal nu are variabile proprii, variabile locale. Singurele accesibile din blocul de instrucțiune al acestuia, care este, desigur, delimitat de begin și un alt lucru specific, end cu punct, spunem că singurele variabile accesibile sunt cele globale. Ca și în C, deși în Pascal
Variabilele locale aparțin subprogramelor, nu blocurilor de instrucțiuni. Acestea acoperă vizibilitatea variabilelor globale dacă numele coincid. Transferul controlului între subprograme, respectiv de la programul principal la funcții și proceduri, se face atunci când din blocul de instrucțiuni al unuia, numit de asemenea subprogram apelant, este invocat celălalt, și anume subprogramul apelat. Se citește N, un număr natural nenul, și apoi N numere naturale nenule și se cere afișarea celui mai mic multiplu comun al lor. În C++, în funcția main, vom declara N, îl vom citi și apoi într-o buclă for cu N pași, vom declara și citi câte un X, după care la linia 29 vom invoca subprogramul CMMMC care va actualiza rezultatul M. Subprogramul respectiv va calcula cel mai mic multiplu comun între cele două valori transmise lui prin intermediul parametrilor formali, denumiți A și respectiv B. La rândul său, funcția CMMMC apelează o altă funcție, funcția CMMDC, folosind formula de calcul, formula care ne spune că produsul dintre cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun coincide cu produsul numerelor. În fine, funcția CMMDC calculează cel mai mare divizor comun folosind algoritmul lui Euclid și transmite rezultatul. În C, lucrurile stau aproape identic, singura diferență semnificativă fiind cea citirii și afișerii datelor. În Pascal avem aceeași strategie pentru rezolvarea problemei, dar desigur sintaxa este un pic diferită. Avem funcția CMMMC și de asemenea funcția CMMDC, ambele cu doi parametri de tip integer și cu rezultate de același tip. Ne vom opri aici, urmând să reluăm prezentarea subprogramelor, atât în limbajul C, C++, cât și în Pascal, în cadrul lecției viitoare. La revedere!